eram în autocar alături de colegele mele de la 5 la 5 când am deschis telefonul pentru a afla clasamentul final oficial. Cucerisem 12 titluri la 5 la 5. Am trecut la 3 la 3, iar totul era fenomenal. Am dus baschetul românesc pe tărâm japonez. Știu că este o premieră. Pe tablou final suntem pentru prima dată în istorie. Pentru mine, personal, provocarea este și mai mare, deoarece merg la Tokyo la 41 de ani. Sincer, mă gândeam la o medalie. Mereu mi-am dorit să ajung cât mai sus și știu că este posibil. Am jucat cu toate țările prezente acolo, cunosc nivelul lor și nu vorbesc de miracole, ci de multă muncă. Bineînțeles că nu a fost ușor, a existat momente când nu mai aveam încredere, însă am avut-o alături de noi pe antrenoarea noastră, Tatiana Galova, care ne-a ținut la suprafață. Sunt sigură că participarea noastră la Tokyo va ridica și mai mult nivelul baschetului românesc și de ce nu va aduce copiii în sălile de baschet. Dacă am emoții, sigur că da. Însă dorința de reușită este mult mai mare. Am câștigat multe titluri la viața mea, însă cine nu-și dorește o medalie printre cele 5 cercuri?